PNL Buzău a definitivat lista cu persoanele ce intră în cursa internă pentru desemnarea candidatului la funcția de primar al municipiului Buzău, iar într-o conferință de presă a fost făcut acest anunț. Avem candidați înscriși, domnule copreședinte, la funcția de primar, avem vreo 4. Dacă crede vreunul din acești candidați că va ajunge primar fără să atace și dimineața, și prânz, și seara, și noaptea, toate nenorocirile care le fac ăștia, înseamnă că noi am făcut un partid de 45% degeaba. Liderii liberali nu au dorit să spună și care sunt cei 4 candidați, preferând să menționeze că este vorba despre un lucru ce ține de bucătăria internă. Avem 4 candidați care intră într-o competiție normală, internă, reală, internă, și cel mai bun dintre candidați, care va fi anunțat la momentul oportun, va fi cel care se va bate la primăria municipiului Buzău. Cu siguranță, cu șanse mari de câștig. Surse din PNL ne-au precizat însă cele 4 persoane nominalizate. Fostul viceprimar PDL Constantin Ionescu, actual consilier local PNL, avocatul Ciprian Ene, plecat la un moment dat din PNL către PMP, reîntors anul acesta la primul său partid, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Criste Romanescu, cel care a mai candidat pentru fotoliul de edil șef, și Ovidiu Anghel, directorul Electrica Buzău. Potrivit liderilor organizației județene, candidatul PNL pentru prima poziție din Palatul Comunal va fi desemnat în urma unui sondaj de opinie. Pe de altă parte, deputatul Cezar Preda a fost întrebat dacă va mai candida la șefia Consiliului Județean. Nu, domnule, eu vreau sus de tot, nu vreau la Consiliul. Bineînțeles că o să fiu la Consiliul Județean cu toată lumea, o să tragem lista, o să luăm fiecare comună, pentru că așa trebuie. Vrem să câștigăm. Zicea domnul copreședinte Dorin Bădulescu, eu am fost 2 săptămâni plecat cu conducerea partidului în toată Bărăgană, am luat-o pe urmă în partea asta a Muntenii, Argeș, Dâmbovița. E o schimbare de mentalitate extraordinară. Noi nu mai putem gândi ca 2 partide de 20%. Trebuie să gândești ca un partid de 40%. În vara anului 2012, în ultima săptămână a campaniei electorale pentru șefia Consiliului Județean, deputatul Cezar Preda a declarat la un post de televiziune că nu va mai candida pentru acest fotoliu dacă va pierde alegerile.